Haideți să vă arăt cum preparați niște spaghete cu ciuperci și creveți. O să vedeți că sunt foarte gustoase și chiar nu trebuie să vă duceți la restaurant ca să mâncați aceste paste. Aveți nevoie de 400 de grame de creveți care trebuie scurățați foarte bine, apoi într-o tigaie am pus ulei și am început să prăjesc creveții. Trebuie să-i prăjiți foarte bine pe fiecare parte câteva minute. Dacă vă face plăcere, vă invit să mă urmăriți pe YouTube, pe Instagram și pe TikTok. Vă mulțumesc! Am adăugat și 150 ml de vin alb, am mai lăsat totul cam 5 minute, după care a trebuit să scot creveții. Am tocat o ceapă, am pus și niște căței de usturoi, am prăjit ceapa și usturoiul cam 3-4 minute, după care am adăugat 100 de grame de ciuperci, am pus și niște boia, vegeta, trebuie să menționez că vegeta este făcută de mine, apoi am adăugat creveții. După ce creveții au stat câteva minute împreună cu ciupercile și ceapa în tigaie, am mai pus și 200 de ml de smântână de gătit, 100 de ml de apă, sare, piper după gust. Am lăsat totul cam 10 minute pe foc, între timp am fiert niște spaghete. Spaghetele le-am fiert cam 8 minute. După ce creveții sunt gătiți, am mai tocat și niște pătrunjel, mai puteți pune oregano, busuioc, ce vă place. Am adăugat și past. În special la fructele de mare nu se adaugă parmezan. Dacă doriți puteți să faceți asta la voi acasă, parmezanul în niciun caz nu se adaugă la creveți sau alte fructe de mare. Asta am învățat și eu în bucătărie și vă zic și vouă mai departe. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Mulțumesc!